Bungăsit, domnilor și domnilor, meteorologii au emis 3 avertizări, cod galben pentru perioada următoare. Prima se referă la vântul care va fi mai intens în zona sudică a Banatului, în Crișana, dar și regiunea Carpaților Meridional. Până la ora 21 va fi în vigoare și vor fi rafale de la 55 și izolat până la 80 km pe oră în zonele înalte. Cea de-a doua avertizare va intra în vigoare la ora 23 și va fi valabilă până mâine la ora 15 în regiunea Banatului, nordul și estul Olteniei, dar și zona vestică și sud-vestică a Transilvaniei. Vor fi ploi însemnate cantitativ, se vor cumula de la 20 izolat până la 40 de litri pe metru pătrat. Iar cea de-a treia avertizare va intra în vigoare de la ora 15 de mâine și va fi valabilă până duminică la ora 12 pentru cea mai mare parte a jumătății estice a țării, exceptând regiunea Dobrogei, din nou ploi însemnate cantitativ, se vor cumula de la 20 izolat până la 50 de litri pe metru pătrat. În această noapte, termometrele vor înregistra minime de la 9 și până la 17 grade, iar mâine valorile termice vor semăna în mare parte cu cele de astăzi, mai ales în sudul și estul țării. Încă va fi mai cald decât de obicei, vor fi maxime de la 16 și până la 27 de grade. Însă, treptat, mâine aspectul vremii se schimbă, în toată țara vor fi ploi, în prima parte a intervalului ploi vor fi prezente în Maramureș și zona Transilvaniei și a Olteniei. După amiază, area precipitațiilor se va extinde către toată jumătatea estică a țării și va intra în vigoare și acest cod galben de care vă spuneam. În capitală, temperatura aerului încă va fi plăcută, 27 de grade se anunță mâine. Va fi cer variabil pe parcursul zilei, treptat se va înnora, spre seară cresc șansele pentru ploi, pe alocuri însoțite de fenomene electrice. Duminică vremea se răcește în toată țara, vor fi maxime de la 16 și până la 22 de grade. Cerul va avea norăzi și va ploua mai ales în zona Dobrogei, în Moldova și prin regiunea estică a Muntenii. În rest însă norii se mai risipesc, dar pe alocuri se pot cumula cantități mai mari de precipitații. În capitală vremea devine răcoroasă, 22 de grade va fi maxima zilei și va fi vreme închisă cu cer acoperit de nori și condiții să plouă de-a lungul zilei, vor fi ploi în repriză. Cam atât despre vreme, weekend plăcut vă doresc!